În istoria și devenirea României moderne, familia Minovici a dat o mică, dar ilustră dinastie de profesori, intelectuali și savanți, deschizători de drumuri. Frații Mina, Nicolae și Ștefan Minovici au contribuit la afirmarea și propășirea științei, artei, învățământului și mai ales a medicinei din țara noastră. De numele acestei familii sunt legate două edificii emblematice ale Bucureștiului, monumente de arhitectură care adăpostesc importante colecții de artă. Muzeul de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici și Muzeul de Artă Feudală Occidentală Inginer Dumitru Furnică Minovici. Pe Ștefan Minovici, unul dintre descendenții familiei Minovici, prosper om de afaceri român-american, l-am reîntâlnit la București, în timp ce vizita fosta proprietate de la șosea a înaintașilor săi. Venise din Statele Unite, în plină pandemie, spre a lansa proiectul Make It in Romania, inițiativă a asocierii pe care o prezidează Romanian American Business Council, Consiliul de Afaceri Român-American. Este fondatorul și președintele unei companii americane care activează în relații publice, marketing și business development. Acest urmaș al casei Minovici se numără astăzi printre liderii comunității românești din Statele Unite, el fiind și creatorul festivalului Ziua României pe Broadway, manifestare care a înregistrat până la debutul pandemiei 20 de ediții. TVR Internațional a asigurat câteva dintre transmisiile acestui eveniment românesc de peste ocean, festival care a devenit un reper în mozaicul multietnic newyorkez. Bună seara, România! Bun găsit românilor de pretutindeni oriunde s-ar afla, acum prin TVR Internațional. Vă spun Mihaela Crăciun, cunoscut realizator de televiziune la TVR Internațional. Și Cosmin Chivu, care este regizor de teatru și producător de televiziune la New York. Prin noi și prin transmisia de la TVR Internațional intrăm în casele românilor de pretutindeni, a românilor de acasă, dar și a românilor de departe, așa cum sunteți dumneavoastră. Suceava, Buhuș, Constanța, Brăila, Timișoara, Reșița, București, Bacău, Carei, vă iubim, Cluj, și vă mulțumim că sunteți aici la Ziua României pe Broadway, festivalul care de 3 ani este transmis pe TVR Internațional și de 7 ani este posibil. Cosmin, îți propun să-l invităm pe scenă, pe organizatorul festivalului. Sufletul, de fapt, acestui festival. Haideți să-l aplaudăm pe Ștefan Minovici. Domnul Ștefan Minovici. Președintele MICN Association și directorul publicației Ziua USA. Om de afaceri român-american. De 7 ani, festivalul Ziua României pe Broadway. Cum a fost posibil? Bună seara, România! Hai, România! Acum 7 ani de zile exact, pe o străduță chiar după colț, ne-am adunat o mână mare de români și, într-un fel de compromis și umilință, am realizat o mică serbare de cartier. Să-l parafrazez pe prietenul meu, Sorin Ducaru, o serbare câmpenească. Astăzi cred că am atins la 7-a ediție, să spunem, apogeul până la acest moment. Anul viitor sunt convins că va fi și mai bine. Dați-mi voie să vă spun că acest gen de eveniment cere multă răbdare, înțelegere, dedicație, perseverență și alte atribute care nu mi-aparțin mie, ci celor cu care am lucrat și cu care am reușit să realizez acest eveniment. De pământ, lie.
Ați plecat din țară în 1979. De ce ați ales New York-ul? De ce ați plecat? Mai ales că acolo știu că ați luat de la zero ca un adevărat american. Am plecat pentru că nu am reușit să intru la facultate, motiv pentru care am fost forțat să intru în serviciu militar și am avut o experiență destul de negativă într-un batalion disciplinar în Oltenia. Când am terminat serviciul militar, m-am angajat ca operator de calculatoare și mi-am dat seama că nu am cum să am niciun viitor în România și singura șansă este aceea de emigra. Motiv pentru care am plecat în Statele Unite via Grecia, de unde provine familia mamei mele. Am dus mai târziu în Italia, unde am obținut azil politic și pentru Italia și pentru Statele Unite. Și trei luni mai târziu am ajuns la New York. New York-ul este și a rămas o capitală a lumii, un oraș fascinant, unde m-am regăsit. Și, din secret, am lucrat ca ospătar, curier, șofer de taxi, ca să-mi împlinesc visul, să spunem așa. Și iată, ați făcut un dublu masterat la Columbia University New York. Iar acum sunteți unul dintre liderii comunității românești de acolo. Aveți un festival important care a ajuns la 20-a ediție, România pe Broadway. Împlinită, da, deja. Regretabil, datorită actualului pandemic, festival a fost suspendat sau amânat. Sunt mândru să spun că este un festival deosebit, în sensul în care închidem celebra arteră Broadway în districtul financiar, o dată pe an. Avem audiențe în jur de 25-27 de mii de oameni contorizați de către primăria New York-ului și am avut plăcerea să lucrez cu TVR Internațional. Am avut 5 transmisii directe. O colaborare pe care o consider foarte importantă pentru noi și mai ales pentru diaspora noastră din New York. Încerc să coalizez un pic comunitatea noastră din Statele Unite și, bineînțeles, din New York. Există în continuare acea fragmentare care pe mine mă deranjează foarte mult, cu toate că, în general, comunitatea noastră este o comunitate înstărită de profesioniști, indiferent că ești medic, chirurg, profesor, universitar, ITist sau chiar și portar la o clădire. De ce ați inițiat acest festival? În ce scop? Am văzut multe evenimente similare făcute de statul Israel, de greci, de polonezi, de comunitatea portoricană și m-am gândit că n-aș strica să facem și noi propriul nostru festival. Interesant că mi s-a spus imposibil, nu se poate, dar tot din Statele Unite am înțeles că treaba și efortul începe când cineva îți spune nu. Aici începe provocarea și am reușit cu un pic de strădanie, efort, să lansăm acest eveniment la care au participat regele Mihai, regina Ana, doi președinți, un premier, nenumărați ambasadori, congresmeni, Gică Hagi, Iliana Stase și visul meu din acest punct de vedere a fost realizat în sensul în care, spunem noi, este un eveniment care fără dubiu îi unește pe români, măcar o zi pe an. Doi, avem o audiență din peste 100 de țări, care în acea zi, pe magicul Broadway, sunt expuși la muzică, la valorile noastre pe care le găsesc icoane, fel și fel de lucruri care sunt vândute în acea zi și oameni din țări asiatice care nu știu nimic sau puțin de România înțeleg că suntem o țară frumoasă, deschisă, cu costume deosebite, cu o mâncare extraordinară. E un moment de mândrie pentru noi, mândrie națională pentru cei din New York. Bună ziua! And welcome to New York City! Pentru tine sunt așa cum vrei, pentru tine au plâns ochii mei. Nu vreau cu dragostea să mă joc, pentru inima mea e doar un singur loc. La 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 la
credeți că astfel de manifestări, cum este cea de astăzi, este utilă pentru comunitatea românească de aici? Categoric. Doresc să spun că toate manifestările culturale, religioase, nu sunt altceva decât încheiagă unitatea națională și spirituală a românilor. Ne spuneți un gând pentru românii de acasă? Le doresc sănătate multă și să fie uniți, că asta este cel mai important, așa cum noi încercăm să fim aici de partea uniți și să fim cu gândul la ei tot timpul. Îi iubesc! Mulțumesc mult! Aplauze pentru toată lumea și pentru organizatorul festivalului, domnul Ștefan Minovici! Aplauze, Reșița, pentru toți românii din America! Aplauze pentru românii din lumea întreagă și pentru românii de acasă! Vă mulțumim! Dragi, miscântecele mele, măi, 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 și dau lică, măi, că simt țara mea în ele. Măi, 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 și dau lică, măi, când îi zici o foaie verde tuzișoară, parcă simți corup de aici din inimioară, e de-a ta. Ai crescut cu ea și la bune și la rele. Când auzi una de-a noastră zisă bine, parcă simți cum saltă pietrele sub tine. Măi, 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 dragi miscântecele mele, măi. Bucureștenii care ieșeau altădată să se plimbe la șosea numeau casa lui Nicolae Minovici de lângă Gara Regală Vila cu clopoței. Foișorul a păstrat clopoței de cristal care încearcă acum zadarnic să acopere vacarmul contemporan al urbei. Construită la începutul secolului 20, vila se evidențiază în zestrea edilitară, istorică și culturală a capitalei, nu numai prin arhitectura în stil neoromânesc sau colecția de artă populară de aici, ci și prin picturile neoimpresioniste, documentele și fotografiile acumulate. Frații Mina, Nicolae și Ștefan Minovici au fost cu toții profesori universitari. Ei sunt considerați corifei ai modernizării medicinei și științei românești. Nicolae Minovici a fost medic legist, colecționar de artă, etnograf amator. El este fratele universitarului Mina Minovici, directorul și fondatorul primului institut de medicină legală din țara noastră, construit în 1892. Mina Minovici este totodată și întemeietorul sistemului medico-legal modern de la noi și al școlii românești de medicină judiciară. Iar Ștefan Minovici, cel de-al treilea frate celebru, a fost un chimist de marcă, educat în Germania, membru al Academiei Române. Nu întâmplător am ales ca loc de filmare pentru interviul nostru Casa Nicolae Minovici. Faceți parte din familia Minovici. Sunteți mulțumit de actuala expunere, actuala renovare? O întrebare delicată, o situație vorbind de restaurarea acestui muzeu care m-a tulburat și m-a frământat de mai bine de 25 de ani. Acest minunat loc cultural unic în România a fost abandonat după Revoluție și a intrat pe mâna unor elemente și a unor personaje care au dus la distrugerea lui aproape totală. Zidurile erau pline de mucegai, în colaps, tavanul era distrus, apă care a pătruns peste tot, umezeală și, în plus, aici au avut loc chefuri, petreceri, beții și personaje care s-au perindat între 90 și 96 și-au însușit foarte multe din obiectele originale.
Sunt mulțumit de cum arată. Mă gândesc că acest obiectiv sacru pentru familia noastră a supraviețuit în condițiile pe care le vedeți, care eu zic că sunt foarte bune. Aș vrea să menționez pe domnul Adrian Majuru, care a fost ani și ani de zile custodele acestui muzeu și, fără îndoială, campionul proiectului de a-l restaura și a-l pune pe picioare. Și îi mulțumesc pe această cale lui Adrian Majuru pentru efortul depus. Pot spune că cu o intervenție la Bruxelles am reușit acum 10-12 ani, când practic acționase în primăria Bucureștiului în judecată, să opresc construcția unor apartamente pe această proprietate, a unor locuri de parcare și destinația lui la dorința unor potentați din vremurile trecute și apuse, cred eu, era să transforme acest lăcaș. Muzeul există, a fost restaurat. Pot arăta copiilor mei, băieților mei, Matei și Luca, care trăiesc în Statele Unite și care n-au fost încă în România, dar vorbesc românește, aș vrea să-i invit odată să facă turul muzeelor. Și nu uitați, familia Aminovici este aici de la 1806 și aș vrea să cred că următoarele generații vor rămâne ancorate în aceste valori și această țară fantastică care se cheamă România. Reintrat în circuitul muzeal și turistic în anul 2017, după un amplu proces de consolidare, conservare și renovare, Muzeul de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici se mândrește cu o istorie generoasă, fiind primul muzeu etnografic din București. Vila cu clopoței este opera arhitectului Cristofi Cerchez, care a construit-o în stil neoromânesc. Clădirea e inspirată de vechile cule din Oltenia, construcții semifortificate, folosite de boieri, drept reședințe și refugii. Vila a fost comanda specială a lui Nicolae Minovici spre a găzdui ampla sa colecție de artă populară. Face parte din complexul Muzeului Municipiului București, integrându-se în pleiada de mici, dar fermecătoare muzee și case memoriale ale capitalei. Muzeul de Artă Națională, așa cum se numea el la începutul secolului trecut, atunci când a fost inaugurat de Nicolae Minovici, pentru a fi vizitat de publicul larg, era un muzeu care găzduia și încă găzduiește o colecție impresionantă de piese de artă tradițională. Bucureștenii îl mai numeau și muzeul sau vila cu clopoței, deoarece în turnul impozant al clădirii erau montați niște clopoței de cristal care la fiecare adiere a vântului scoteau anumite sunete care le plăceau foarte mult bucureștenilor, care se plimbau la șosea. În 1914 este deschis pentru publicul larg muzeul, pentru ca în 1937 acesta să fie donat, odată cu colecția, Municipalității Bucureștene. Ce inventar are astăzi muzeul? Muzeul cuprinde undeva la 6.000 de obiecte astăzi. O parte dintre ele au fost expuse în muzeu, respectând felul în care însuși Nicolae Minovici gândise expunerea pe vremuri. De aceea, fiecare sală are o anumită tematică. Ne aflăm în sala de mese. Sala de mâncare găzduiește piese de ceramică foarte importante pentru colecția aceasta și pentru colecțiile interbelice în general, pentru că ne putem, de exemplu, raporta la colecția de ceramică produsă la atelierele domeniilor Coroanei sau la atelierul de la Troița din București. Deși cea mai mare parte a colecției etnografice a lui Nicolae Minovici nu poate fi expusă din pricina normelor de protejare și conservare a obiectelor de patrimoniu, actuala etalare muzeală din spațiile de la etaj încearcă să refacă vechea înfățișare a colecției și a casei. Ca sursă de documentare au fost folosite fotografiile comandate de Nicolae Minovici în 1937,
Cu puțin timp înainte de finalizarea procedurilor de donație a muzeului său. Ne aflăm în salonul Muzeului de Artă Populară al doctorului Nicolae Minovici, unde putem să remarcăm prezența unei selecții de pictură românească de început de secol 20. Semnatarii acestor lucrări sunt Artachino, Băieșu, Bălțatu și Ionescu Doru, unul dintre cei mai prezenți artiști în colecția de pictură. Dar mai cu seamă, vizitatorii noștri pot să remarce în salon câteva din lucrările semnate chiar de Nicolae Minovici, lucrarea Cap de Arab, lucrată în stil academist, chiar de Nicolae Minovici, semnată în anul 1891, în anul în care Nicolae Minovici a studiat la Școala de Bele Arte. În camera Miresei, așa cum o denumise Nicolae Minovici, se află diverse piese care fac parte dintr-o casă sau din Odaia Bună, așa cum era ea numită în trecut, cum ar fi un pat, scoarța de pe perete cu romburi și diverse alte piese care aparțin universului feminin, cum ar fi o roată de tors sau icoanele pe sticlă cu Maica Domnului, care erau dăruite conform tradiției tinerei mirese. În arcada de lemn care face legătura dintre salon și camera miresei se află fotografii realizate de Alexandru Belu cu țărâncuțe românce. Vă mărturisesc sincer că nu m-aș compara în niciun fel cu strămoșii mei. Sunt departe de valoarea și de realizările lor, dar încerc, măsura potențialului meu, să continui în tradiție. Acum avem o organizație care se cheamă Minovici Medical Development. Am lansat cea mai mare platformă de telemedicină din Europa, cu 70 de medici româno-americani care vor servi populația locală. Și suntem în fazele de dotare a unui spital în zona Timișului, Timișoara, cu aparatură de ultimă generație pentru tot ce înseamnă cazuri de traumă. Un spital deosebit, gestionat, administrat de către americani și sperăm că acolo să putem repatria medici din România, care doresc să întoarcă acasă și să profeseze în acea zonă. Vă doriți în continuare să repuneți pe picioare medicina românească? Pentru că știu că ați avut niște proiecte importante, un spital, o clinică care cred că funcționează. Este un efort monumental și, din păcate, a trebuit să fiu un pic mai realist. Avem mai mulți medici români în Statele Unite astăzi decât unguri, polonezi, ruși, cehi, bulgari, la un loc. Paradoxal, ajutăm statul american, alte comunități cu medici de excepție, în timp ce exodul acestor specialiști și doctori continuă din România. Aș dori ca acest lucru să înceteze. Aș dori ca medicii să revină la țara de origine, numai că trebuie să le oferim un loc adecvat de muncă. Ștefan Minovici nu a uitat de unde a plecat și nici de devoțiunea înaintașilor săi. În Statele Unite, el este un promotor dedicat țării noastre. Ștefan Minovici a călătorit la București spre a propune proiectul Make It in Romania. Acest program ambițios încearcă să dinamizeze conexiunile româno-americane, amplificând relațiile noastre economice și strategice cu aplicații prevăzute în energie, construcții, agricultură, precum și în industria grea și de armament. Știu că acum ați venit în România pentru o inițiativă importantă, Make It in Romania. Ce ne puteți spune despre această inițiativă? Suntem preocupați de faptul că România și relația cu Statele Unite este departe, consider eu, mult prea departe de parametrii pe care i-am dorit sau pe care i-am anticipat. Statele Unite au în această zonă, flanc sud-est european, în România, cel mai important partener, cel mai loial și cel mai promițător. Acest lucru, din păcate, nu este reflectat în balanța comercială
și în investițiile americane către România. Noi ne-am safricat, ne-am expus cu scutul antirachetă vis-a-vis de Rusia. În continuare oferim americanilor absolut tot ce își doresc, dar părerea mea personală, bineînțeles subiectivă, este că America a trebuit să facă mult mai mult pentru România. Datorită pandemiei și a acestui nou război rece între Statele Unite și China, trendul actual este acela de a părăsi acest teritoriu. Este un lucru și un proces care va dura ani de zile pentru unele companii. Această pandemie a generat și o nouă oportunitate. Cu ajutorul politicului american, mă refer din nou la Senat Congres, a putea da undă verde și o recomanda relocarea unor firme americane pe acest teritoriu și piață. Pentru tot ce oferă o țară pro-americană, port la Marea Neagră, baze americane, noi practic trebuie să ne poziționăm vis-a-vis de partenerul american și să le explicăm cine suntem, ce facem și ce am putea face pentru ei, iar acest lucru trebuie făcut într-un ritm constant și la foc automat, mai ales când situația globală, economică este instabilă și lumea se reorientează cu pași rapizi. Toți acești români care trudesc și se sacrifică, lăsându-și copiii și părinții în țară ca să poată să-i susțină material, s-ar întoarce mâine înapoi, evident, dacă au la ce. Forța de muncă și forța creativă a României ar trebui să consolideze economia locală, nu alte economii, fie acestea chiar din țările Uniunii Europene, care își permit să dea salarii mai mari decât la noi. Ideea localismului creator i-a animat și pe cei trei frați Minovici, care s-au realizat însă acasă, în țară, contribuind decisiv la modernizarea și propășirea României. O moștenire de familie demnă de urmat.